prima oară când vin la Mihai Bravo, ideea e că am mai fost prin Tulcea la evenimente și la Sulina, acum vine la PC Neagă, dar atmosfera de aici a fost la către final, s-au trezit cumva. Am văzut că oamenii au început să cânte, știau piesele, au început să cânte alături de tine și chiar ai mers în public și ai lăsat câteva domnișoare să cânte. Păi, până la urmă cântăm pentru ei. Într-adevăr, cânt piese cunoscute, cover-uri, tocmai pentru a antrena publicul. Și de aceea lumea a recunoscut o mare parte din piese. Da. Dansatoarele tale la fel au făcut spectacol aici. Spune-mi, ce le-ai promis oamenilor? Te vei întoarce aici? Să știi că mă voi întoarce, oricum fetele au fost delicioase, de la Happy Dance sunt fetele. Nu înțeleg de ce nu au venit băieții, că promul pentru ele, ei le-am adus pe Mălina și pe Ana. Cu drag mă voi întoarce. Mi-a plăcut foarte mult și sunt sigur dacă va fi la anul, evenimentul se va ține din nou, va fi mult mai incendiar, părerea mea. Ce ați pregătit oamenilor în această seară? Cu ocazia hramului, e hramul satului, am pregătit un spectacol care a avut loc și acum, în continuare, urmează bal cu o echipă artistică din localitate de aici. Pe de altă parte, aveți pregătite și zona de bucate, care îi așteaptă pe localnici, pe partea aceea ce ați pregătit. Da, bineînțeles, întrucât în zona noastră majoritatea sunt crescători de animale, am pregătit o pastramă și un borș de pește, specific zonei. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte. Știm că de multe lucruri ați realizat în comună și toate sunt pentru oameni. Cât de important este pentru ei să se și distreze, să vadă și niște muzică, un dans, să aibă parte de asemenea evenimente la sfârșit de sezon, după toată munca de peste an? Este foarte important, deoarece timpul încă permite și am profitat de această ocazie. Ca în orice comună și în orice localitate, sfântei sărbători hramul satului, vă dați seama că vin musafiri acasă, copiii, toată lumea și ne întâlnim, socializăm, discutăm. Iar în zilele care urmează veți avea o sărbătoare specială și la bisericile din comună. Și astăzi am avut sărbătoare specială, că a fost hramul, și tot așa, la fel ca și aici, am organizat după slujbă o mâncare specific datinei noastre și urmează ca de la anul să avem proiect pentru renovarea căminilor culturale, plus vrem ca să înviem tradiția satului, să achiziționăm costume populare și împreună cu tineretul să putem să ne bucurăm și să avem cu ce să ne desfășurăm activitatea în cămilii culturale, în parcuri. O să avem un parc foarte frumos, sperăm să facem în aer liber când ne permite vremea. Ne mărturisați în urmă cu câteva zile că vreți, v-ați dori un lucru de suflet, să aveți un ansamblu al comunei care să reprezinte datinile, obiceiurile, cântecele și jocurile de aici din zonă și să mergeți cu ei mai departe, atât la căminul cultural din localitate, cât și în alte zone, de ce nu? Da, bineînțeles, și asta cu ajutorul doamnei directoare, să colaborăm și copiii, într-adevăr, sunt mai puțini, dar trebuie să înviem această tradiție ca să ducă mai departe, să știe un dans popular care ne reprezintă. Ce aveți aici? Ce e în ceva? Avem pastramă de berbecuț din adecvată perioadă de toamnă acum. Cum ați pregătit-o? Ce ați pus în ea? S-a pus la baiț. Baițul e făcut din vin, oțet de mere, ulei și iar sare, piper și îi punem și un praf de zahăr să fragezească. Se ține la baiț 3 zile, după care se scoate de acolo și se porționează și o băgăm la ceaun. Și aici, în partea a doua, ce urmează? Aici avem niște porții făcute de carne de berbecuț, condimentată, sare, piper și se pune la grătar, se fac fripturile, după care le servim. Fiind în zona deltei, am pregătit și o ciorbă de pește, din toate soiurile de pește, de la șalău, crap, sincer. Vrem să servim musafirii care avem cu ocazia hramului care este în comuna Mihai Bravo,
cu toate bunătățurile care sunt în zona noastră. Care e secretul ciorbei de la Mihai Bravo? Ce puneți în ea ca să fie mai gustoasă? Secretul este mâna bucătarului care o pregătește. Ăsta secretul, peștele să fie din mai multe specii de pește. Apă proaspătă, mirodenii, ce mai puneți în ea? Legume, ce să mai pun? Cartofi, ardei, roșii, ca să dea un gust foarte bun ciorbei. Cât a stat la fiert? În jur de o oră jumătate. Și acum câte porții aveți? Tot în jur de 120 de porții.